Accesul la toaleta publică este gratuit și a fost stabilit și un program de funcționare. Avem două, să zic, obiective în lucru. Unul este chiar finalizat. Avem acea toaletă publică din Parcul Grădina Morii, în zona podului Mișcător. În cursul săptămânii trecute, cei de la Urbana au igienizat toaleta, sunt în condiții optime de funcționare. În acest, sau mă rog, în trecut, în Sighet a avut loc o competiție de beach volley. Am, cu acea ocazie, am și, să zic, deschis toaleta pentru publicul larg. Este în condiții optime, va funcționa pe timp de weekend, sâmbătă, duminica, între orele 10-20, iar în cursul săptămânii, între orele 14-20. Edilul local a mai precizat că se lucrează și la proiectul privind construirea unei toalete publice în parcarea din spatele clădirii finanțelor publice. De asemenea, am inițiat un proiect în zona centrală, mai exact în parcarea din spatele finanțelor, cum este cunoscută. Avem acolo, în primărie are o locație, o serie de garaje, iar un garaj va fi transformat în toaletă publică. Avem alocat bani în bugetul din acest an, iar acum se lucrează la proiect. Și, desigur, am înțeles că, din informațiile pe care le aveți, cu săptămâna viitoare va fi finalizat proiectul, urmând să emitem autorizație de construire și să putem să ne apucăm de această investiție. Sighetenii s-au plâns în nenumărate rânduri de lipsa toaletelor publice din oraș și că din această cauză persoanele certate cu simțul civic își fac nevoile pe unde apucă.